Hai să presupunem că acum 6 ani aveai o afacere bună vânzând servere de Minecraft copiilor și făceai cam 172.000 de dolari pe an, ceea ce este impresionant. Totuși, erai un adolescent și nu înțelegeai cum funcționează taxele și, cel mai important, nu pricepeai că trebuie să le plătești. Iar apoi, după câțiva ani, ai început un canal de YouTube care a devenit destul de popular. Apoi, peste puțin timp, au încercat să te sune cei de la ANAF, iar tu să presupunem că le-ai ratat apelurile. Ei au început să-ți bată la ușă, dar să presupunem că nu erai acasă. În cele din urmă te uiți pe internet și vezi că mai ai 6 luni de zile până când vei fi condamnat pentru evaziune fiscală. Dacă acesta este cazul, un loc bun de mers ar fi Antarctica și asta deoarece timp de 7 luni pe an, între martie și septembrie, continentul nu este vizitat nici de avioane, nici de nave, datorită condițiilor extreme. Deci cei aproximativ 1000 de indivizi care stau acolo vor fi complet izolați. Desigur, multe țări au stații de cercetare în Antarctica, dar vrem să vorbim despre acele de la British Antarctic Survey, deoarece se întâmplă ceva ciudat cu accentul lor. Acum, două dintre stații sunt ocupate pe tot timpul anului, Hayley și Rotera. Pe timpul verii, Hayley are în jur de 70 de locuitori, iar Rotera în jur de 130. Pe timpul iernii, totuși, personalul este redus la strictul necesar pentru a opera facilitățile, 20-30 pentru Rotera și 10-15 pentru Hayley. După cum îți poți imagina, având în vedere că sunt blocați înăuntru cu atât de puțini oameni timp de 8 luni, cei care rămân peste iarnă devin apropiați. Atât de apropiați, de fapt, încât încep să își dezvolte propriul accent unic. Acest lucru a fost descoperit de către un grup de cercetători de la Universitatea din Munich. Deci, felicitări autorilor Jonathan, Michelle, Mary și Florian. Aceștia au recrutat 11 oameni care au rămas peste iarnă, 8 britanici, un american, un german și un islandez, toți de la British Antarctic Survey și i-au înregistrat spunând 28 de cuvinte diferite înainte de plecare. Apoi, acești 11 au mers în Antarctica. Ce este cu adevărat interesant despre acest scenariu este că reprezintă una dintre puținele modalități de a simula mediul de izolare care a creat accentele noi acum sute de ani. Acesta este practic colonialism, atât doar că fără arme și cuceriri. În cazul colonizării Australiei, Noii Zeelande sau Americii de către britanici, accentele lor s-au dezvoltat prin grupuri izolate de coloniști britanici, modificând lent modul în care aceștia vorbeau ca grup. Acest lucru se datorează în mare parte imigranților non-britanici care intrau în grup. În momentul fondării lor, să trăiești într-una dintre aceste colonii însemna poate să fii mai izolat decât să stai peste iarnă în Antarctica în zilele noastre. Acum, accentul american și australian se deosebesc de cel britanic, mai ales în privința vocalelor. De exemplu, în accentul american, vom pronunța vocala din trap la fel ca pe cea din bat. Totuși, în multe accente din Anglia, Australia și Noua Zeelandă, vocala din trap sună ca a mea, dar cea din bat va suna așa. Atunci când un american spune pen sau pin, sună complet diferit, dar în Noua Zeelandă vocala va fi pronunțată exact la fel, pin și pin. Datorită implicării lor importante în accente, studiul s-a concentrat pe vocale, iar cele 28 de cuvinte alese reprezentau pronunțiile a 6 vocale diferite. Acestea includeau cuvinte precum kid, kid, jockey, code, cued and could. După sosire, recruții au fost înregistrați din nou la fiecare 6 săptămâni pe toată durata celor 8 luni, iar înregistrările au fost introduse într-un dispozitiv modern de analiză lingvistică. Apoi s-au asigurat că toate schimbările observate erau destul de semnificative pentru a nu fi la întâmplare. Acum, întrebarea importantă, ce s-a schimbat? Ei bine, în primul rând, lungimea medie a vocalei a crescut cu până la 30 de milisecunde, ceea ce este interesant și semnificativ, dar reprezintă un singur aspect al accentului. Ce a fost mai clar e pronunția vocalelor. S-a descoperit că în medie, după ce au petrecut o iarnă împreună, pronunția vocalelor tuturor a devenit similară, adică avea o pronunție comună. Cel mai important exemplu era cel cu sunetul U. La început spuneau food, dar la final suna mai mult precum feud. Exista un mic i înainte de sunetul u. Ce s-a întâmplat a fost locul din gură în care se formează vocala. În food este mult mai în spate, iar în feud este mult mai în față.
Astfel, una dintre primele aspecte ale accentului antarctic a fost înaintarea vocalei. Acum, autorii studiului sunt atenți să ne avertizeze că rezultatele unei monstre mici de 11 persoane nu sunt concludente și influența germanului a fost cu siguranță semnificativă din moment ce acesta a învățat limba prin expunere. Totuși, concluzionăm că aceste schimbări indică mecanismele prin care un accent comun se formează într-un grup izolat. De exemplu, un autor afirmă că atunci când oamenii vor coloniza Marte, un accent marțian va începe să se dezvolte exact prin aceleași metode. Din moment ce oamenii vor petrece perioade lungi în misiune, un astfel de accent va fi probabil distinct în doar câteva generații. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!